Și bine v-am găsit la un nou episod din Witch It. Sunt aici împreună cu Pisica. Salut! O, Doamne! Și astăzi, bineînțeles, vom juca din nou niște runde, pentru că știu că vă place foarte mult Witch It și data trecută v-am zis, pur și simplu a explodat episodul respectiv, ca și celălalt de altfel. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like în continuare dacă vă place și dacă vreți să mai facem și alte episoade. Și să vedem în ce mă transform eu. Sunt îmbujorată. Tu ești tot vrăjitoare? Prăjitoare? Da. Okay. Da. Bă, încerc să-mi găsesc un loc oarecum decent. Eu vreau să câștig netransformată. Aoleu, vrei să faci challenge? Eu uite-l pe ăla cu ghiveciu. Aoleu, mi-e frică deja. Vin grăsuții. Da, și n-am un loc foarte bun. Fac, n-am un loc bun deloc. Pe harta asta nu prea știu unde să mă ascund, dar asta e problema. Da. Uite un grăsuț pe casă. Grăsuților, plecați de aici. Ba, fugi, șocan, fugi. Ce trebuie să... animalele alea, mamă, frate, ce s-au pus băieții. Băieți. Nu știu, hai să vedem dacă reușim și noi la episodul ăsta să strângem peste, uite, 5520 de like-uri. 5500, exact 5520 de like-uri, dacă reușim să trecem peste limita asta ar fi super tare. Și să alegem și un hashtag pentru episodul ăsta, dar nu știu încă, ne gândim. Deci stați pe fază. Stați pe fază să ascultați hashtag-ul când îl găsim. Eu nu știu, eu m-am ascuns mai bine acum, parcă. Grăsuț, doar ți s-a părut, a fost o iluzie. Nu e nimic acolo, așa este. Nu e nimeni grăsuț. Aoleu, am vrut să-l prind pe ăla cu... Am vrut să-i dau jumpscare-ul 1 și... Că mi-am luat abilitatea de jumpscare și e destul de Caterinca să-i sperii pe ăștia. E grăsuțul cu burtica mare, pleacă de aici. Mamă, nu mi se încarcă asta, haide! Aoleu, care sare așa? E grăsuții! Pentru cei care încă nu știu de Witch It, bineînțeles, Witch It este un joc în care jumătate din echipă sau o echipă trebuie să transforme în obiecte pe hartă, iar cealaltă echipă de grăsuți trebuie să găsească obiectele, să vadă. Și na, noi trebuie să fim cât mai ascunși ca să nu ne găsească. Acum ideea este că mai sunt doar doi, sunt eu, șobolanul și cu Nașu. Nașule, sper să scapi, Nașule. Dar mai avem 2 minute, nu știu despre asta, dar... E bine, avantaj grăsuții. Avantaj grăsuții că... fac, Nașule, mai dezamăgi, Nașule. Ce ai făcut, Nașule? Nașule, sunt singur printre grăsuți. Sunt singur pe drum. Deci dacă aș fi Max, unde m-aș ascunde? Sunt singur acum. Nu. Dacă ai fi Max, unde te-ai ascunde? Bă, nu știu acum, dar văd că v-am fraierit pe toți. Deci v-am fraierit pe toți. Ești surprinzător, deși eu am zis că e un loc destul de aiurea de ascunzătoare, dar aparent... Dacă ești la vedere... Aparent a fost un loc destul de bun și un loc în care nu-și dă nimeni seama unde sunt. Dar tu ce skin ai? Că nu cred că te-am văzut. Stai așa. Pălărie de paie, bluzită și chiloți. Nu ți-ai luat de alea de Crăciun? Nu. Eu am de alea de Crăciun la grăsuț. Nu-mi place alea de Crăciun când a trecut Crăciunul. Mie îmi place, de ce? Sunt așa, sunt simpatice. Nu mă simt bine, nu știu. Nu te zici foarte de Crăciun. Dar nu mă simt eu bine. Momentan mă caută toți grăsuții, dar nu reușesc să mă găsească. Să fiu eu cel mai bun prăjitor? Oameni buni, vă duceți, fiți atenți, vă las link-ul în descriere la Pisica și să-i scrieți așa. Max este cel mai bun prăjitor. Ok? Scrieți-i că sunt cel mai bun prăjitor. Vreau să spamați în comentariile aia cel mai bun prăjitor. Și dacă ajungeți pe videoclipul ei, să-i lăsați acolo și un like. Aoleu. Sper să se adeverească ce am zis cu cel mai bun prăjitor. Că dacă nu se adeverește, e de rău. Păi ce dă vecina de sus cu aspiratorul? Să vină și la mie să dea cu aspiratorul. Adevărat, aud și eu pe vecina de sus cu aspiratorul. O femeie de casă. Nu cred! În ultimele 10 secunde cred că erau. What the fuck? Am vrut să plec. Dacă reușeam să plec la faza asta, reușeam să câștig. Bă, și am reușit. Am rezistat cel mai mult dintre toți cei drept. Dar tot sunt cel mai bun prăjitor. Pentru că am rezistat cel mai mult. Deci tot trebuie să vă duceți la Pisica acolo să-i scrieți. Hai să jucăm și noi aia cu cimitirul. Nu vreau aia cu librăria, că nu-mi place. Păi nu, cimitirul e. Așa. 7 voturi. Perfect. Bă, asta e aia de Halloween. E mișto că nu le-au scos încă. Asta îmi place, că le-au băgat în rotația normală, știi? De ce să le scoată? Că sunt foarte frumoase. Și bă, cu plaja. Exact, și aia cu plaja și astea. Și am vorbit cu developerii și au zis că încă mai lucrează la niște hărți, le mai adauge. Deci mă bucur din suflet că încă lucrează la el și nu l-au lăsat să moară. Și chiar am văzut că se joacă lumea uicit. Da, chiar se joacă. Deci bă, chiar e activ. Foarte distractiv, adică dacă ai niște prieteni, să știi că da. Este o hartă pe care mi-o doresc să o joc și n-am apucat să o joc încă. Aia care au băgat acum un fel de dragon pe harta aia. Da, este harta cu butoaie, updatată, pusă un dragon în mijloc, care poți să intri prin gura dragonului. Foarte mișto. Harta aia mi-o doresc eu, să o jucăm. Oh, stricat toată șmecheria aici. Să vedem. Să vedem, tu, să vedem dacă ne iese treaba. Tu ce ești? Vrăjitoare, tu? Și eu. Și tu? Da, dar nu știu nici pe harta asta ce loc să-mi aleg ca lumea. În general, locurile ca lumea sunt alea de jos, de tot, știi? Ca aici la vedere... Bă, nu neapărat. Acum depinde. Oh, shit. O fac. Ce la fraierii pe un grăsuț. Aolea, ce la fraierii, nu cred. Oh, nu cred așa ceva, ce la fraierii. Lola, la încă mă caut acolo. Deci m-am dus, practic cum ar veni prin fața lui am trecut și nu m-a văzut. Și acum el mă caută tot acolo unde m-a văzut ultima dată. Lol. Bă, la mine încă n-a venit nimeni, deci... A, a murit! Da, a murit. M-am dat cu artifica sau artifocea și n-am mai reușit să mă schimb. Las că acum sunt grăsuț și eu. Chiar vreau să mă joc și eu ca grăsuț. Ia să vedem, domnule, unde s-au ascuns prăjitoarele. În special pisica, vreau să o găsesc pe ea. Nu o să mă găsești, am cel mai bun loc din lume. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Da. Asta este o minciună foarte mare. Și știi asta. Știi această minciună, este adevărat. Eu o să câștig această rundă, simt. Ia să vedem. Da. Miroase victorie. Da, nu, miroase te-am auzit. Te-am auzit, te-am mirosit. Ia să vedem. Ha? Ba, nu e aici, dar... Oh? 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 Unde se putea ascunde oare? Oare unde? Bă, nu pe aici. Cred că vecinul a căzut din pat sau ceva. Dacă auziți sunete ciudate, da. Rip vecin. Ok. Ce ciudat așa auzi omul când... Mai auzi când faci de mâncare, că... Așa e la bloc, îți dai seama. Dă cu aspiratorul. Ce vrei să faci? Asta e. Bă... Oh, aud ceva. Aha. Aha. Puteai tu să fii. Frate, deci nu e nicio vrăjitoare și sunteți multe vrăjitoare. Mamă. Aha, una din ele a fost prinsă. Mai sunt 5. Băi, eu caut grăsuții. Fiecare obiect îl caut, fiecare în parte, știi? Oho, bine așa, băieții, bine așa. Hai, cât mai mulți grăsuți să le găsim pe toate, mai ales pe pisica trebuie să o găsim. Ce? Nu cred. Cum să nu crezi? Ba să crezi. Trebuie să ai încredere. Eu am încredere că o să câștig runda asta, deci. Nu. Să ai încredere că o să pierzi. Lasă că și am rămas și eu până la sfârșit și după aia m-au prins în ultimele secunde. Nu-ți sfătul speranțe așa mari? Mai, Simon! Aha, te-a găsit! Nu mai dau bere, gata! Ha, ha, ha! Iar gri la final! Pisici! Te-a găsit până la urmă. Eu ți-am zis că o să te prindă la un moment dat, n-ai cum, adică... Mai este unul singur. Mai este un singur grăsuț. Are level 2 ăsta, sigur, nu știu unde se ascunde, gata, mă duc. Ai, domnule grăsuț, unde vă ascundeți? A câștigat, bă! Pe bune? Păi da, uite, 4, 3, da, 2. Văd, dar nu sunt surprins. Chiar omul level 2. Chiar sunt surprins pentru că nu știu unde e. Da. Chiar, adică chiar nu știu unde e? Da. Bravo lui, ce să zic. Ia să vedem ce hartă ne dă să alegem aici. Îmi place că au băgat chestia asta cu votul de hartă. Înainte să dea una la întâmplare și uneori chiar se repetau și era iurea. Da. Adică putea să spici o hartă de 3 ori. Plaja? Am dat pe aia din mijloc, hai să vedem care este. Am dat plaja, că îmi place mai mult. Da, s-a votat tot aia din mijloc. Păi s-a votat și altă. Da, oh! Tot asta e. What the fuck? Asta nici măcar nu era în listă. Știu, s-o fi băguit oare? Lol. Tocmai zicea Max că dacă uite așa... Da, n-am ce să-i faci, uite, vezi să... Da, uite, vezi, eu cumva a ascultat de mine, dar a ascultat în mod negativ de mine, că eu nu vreau să prepet harta, da, asta e, n-am nimic. Tot vrăjitoare sunt. Și eu. Artifucea. De data asta o să... A, ești artifoce? Bine că știu. A, bă, nu artifucei. Bă, dar nu știu, frate, unde să mă ascund. Bă, era bună chestia aia. Fira. Am o idee. Uite-mi iau un... Așa, tata. Mă duc și mă bag un... Nu, ies crescut de pe aici, bă, bă, ce nu place. Gata. Cea mai bună idee? Mă, să nu se miște de aici. Sper să fie o idee bună, nu știu acum. Rămâne de văzut dacă e o idee bună sau nu. Dar în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place Witch It și dacă vreți să mai facem și alte episoade. Pentru că, v-am zis, mie personal îmi place foarte mult. Știu că era o perioadă când, bă, ne jucam în fiecare zi. Dar, na, de asta, cât de mult postăm Witch It o să depindă în totalitate în funcție de voi. Știi, dacă noi vedem că vă place foarte mult și că vreți în continuare episoade, bineînțeles o să facem mai multe. Bun. Ia să vedem, domnule. Bă, momentan eu mă ascund. Ai sunt... Aoleu, grăsuțul cu păr. O te fac, ce perucă are grăsuțul ăsta. Are perucă grăsuțul? Nu, grăsuț, nu fă de-astea cu mine, că nu. Nu, te rog eu, lasă-mă în pace, grăsuț. Nu fă de-astea, că nu-i bine. Săracu. Bă, grăsuțul ăla nu m-a văzut. Aoleo. Ăștia dau cu iubire. Toată lumea dă cu iubire. Aoleo. Aoleo. Ce nebuni. Momentan nu mă găsește nimeni, văd. Dar mai suntem doar noi, 2 și încă cineva. 3 vrăjitoare doar. A, ăsta e tipul ăla de câștigat de trecută, ăla cu level 2. Pe bune? Da. Cu level 2 și se ascunde așa de bine, uite-te la el. Da, de ce nu? Dar zice că e lady, deci s-ar putea să fie o fată. Vezi că scrie lady? Da. Da, dar vine nașul după noi să ne prindă. Și vine și Pompei Dumitrache după noi. Aoleo, l-a găsit săracul. Doar noi 2 mai suntem. Bă, nu știu. La mine se zic că e o șansă de 20% să mă. La mine e o șansă destul de mare, doar că n-au venit aici încă să verifice. Nici la mine. Dacă ar fi să vină, m-ar vedea 100%, știi? Dar nu au venit încă. Și pe mine la fel, și eu la vedere sunt. Așteptăm să vedem ce au de gând să facă. Dar momentan văd că e cât de cât ok. Hai băieții. Hai băieții, veniți încoace. Nu-i bai. Nu, e liniște și pace. Totul fain frumos. E iurea că atunci când ești vrăjitoare, uite, de exemplu romburile alea care tot pică pe hartă din alte vrăjitoare, alea îți dau experiență, știi? Și ca și grăsuți poți să te duci să le colectezi, n-ai nicio problemă. Dar ca vrăjitoare, eu acum nu pot să ies din ascunzătoare să mă duc să le iau, știi? Și la fel. Și oarecum tu ca și grăsuți ai un avantaj mai mare. Ca să faci level, știi, mai rapid. De asta sunt și unei oameni care am văzut că unii chiar se moară ca să facă romburi. Da, și eu făceam asta. Bine, nu s-a băgat harta. Cred că te ajută cu nimic să ai levelul nu știu de care. Uite, eu am level 31. Eu am 52. Ai stat și ai farmat la greu, a? Păi da. Da, am farmat, am făcut levelul ăsta când s-a băgat harta asta cu Halloween și de la harta asta cu Halloween a fost chestia cu romburile pe hartă. Am înțeles. De atunci. Știi, e ceva în plus ce-ți dă la... Da, momentan nu mă găsește nimeni și nici n-am să plec de aici, că n-are rost. Aoleu, vine grăsuț, fi, dă-te în pisici, frate, dar du-te de aici. Te-ai găsit? Da. Trebuia să dai și tu cu de-aia, ca ai jumpscare. Aia, nu mi-a venit cap să dau. Că cu, dacă dai cu aia îl sperie și bă, câteva secunde nu mai e interesat de tine. Ule, o să da clopotul. Câteva secunde nu mai e interesat de mine, e, nu. Odată ce a fost scos acolo, bine în continuare. Am câștigat! Yeee! Dar unde erai? Eram o vrăjitoare. Eram de artifoce, da. Bun, asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să-l facem albastru și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!